Hei, hello, bună seara! Ce faceți? Hei, pup, Coralia! Dragii mei, dragile mele, bună seara! Eu sunt extrem de încântată că ați intrat așa repede. Știți foarte bine că eu urăsc să stau aici singur, să vorbesc. Hei, mulțumesc! Ce drăguț din partea voastră! Mi-ar plăcea foarte, foarte tare să intre alături de noi cât mai multe tehniciene, pentru că astăzi vom vorbi despre soluțiile pe care trebuie să le urmăm, pe care trebuie să le descoperim pentru domeniul nostru, cum să avem activitatea în continuare, chiar dacă practic nu o activăm nici într-un fel, dar să facem în așa fel încât pentru perioada următoare, care se anunță a fi destul de lungă, da? Să nu murim de foame la propriu, sau, mai frumos vorbind, să ne menținem afacerea pe linia de plutire. Bun. Mi-ar plăcea, pentru că v-am explicat încă din prezentarea în care am anunțat că o să intru live, mi-ar plăcea să fie interactiv. Eu mi-am adus de acasă ca o hărnicuță, tableta în care trebuia să văd mai bine ceea ce se întâmplă, cum să învăț să fac un live mai competent decât în toate dățile, să distribui în grupuri, să vă urmăresc vouă comentariile mai bine decât o fac acum. Ei bine, să zicem, în nepregătirea mea, nu mi-am dat seama că această tabletă nu funcționează fără internet și la salonașul nostru micuț nu avem internet Wi-Fi, ci doar pe cartele. Deci, în cazul în care nu vă răspund exact așa cum trebuie, sper măcar atât cât putem să avem o colaborare în discuție. Mi-ar plăcea, în același timp în care eu vă prezint ideile pe care eu le-am găsit, să veniți, să contribuiți și voi cu idei, cu soluții, pentru că va fi foarte important ca în perioada următoare să avem grijă ca deciziile pe care le luăm să fie salvatoare, da? Să zicem că să fie salvatoare, să ne ajute și noi să ne ajutăm între noi, să ne ajute pe noi personal, dar prin deciziile pe care le luăm să ne ajutăm inclusiv noi unele pe altele sau, rog, unii pe alții. Bun. Cred că sunteți marea majoritate la curent cu faptul că toată lumea găsească soluții pentru perioada următoare, cum să facem tentați de a cădea în depresie, cum să facem să, ce știu eu, să economisim în continuare banii pe care probabil i-am economisit sau cum să facem bani ca să putem să supraviețuim în cazul în care nu am economisit deja. Și atunci am văzut că marea majoritate a colegilor noștri au găsit ca și soluție tot felul de variante în care să vă prezinte live sau prin cursuri online gratuite, diferite tehnici de lucru care să vă ajute în perioada asta să vă ridicați moralul prin faptul că exersați, prin faptul că nu vă mai gândiți la coronavirus, prin faptul că nu vă mai gândiți la criză, prin faptul că nu vă mai gândiți la faptul că nu se știe cât va dura și cât vom sta așa cu minții închiși în casă. Am zis că o să fac repede, repede live-ul pentru că nu de alta nici nu mă pricep, dar se face ora la care nu voi mai avea voie să umblu pe străzi, deci va trebui să plec repejor. Și atunci mi-aș dori, până la final, în timp ce eu discut cu voi, voi să vă gândiți la diferite variante, poate asemănătoare sau mai bune decât variantele soluții pe care vi le voi spune eu astăzi.
soluțiile pe care le-am tot auzit că perindă pe internet până la ora aceasta, mie personal, nu mi se par neapărat salvatoare, nu tot timpul și nu este valabil pentru toată lumea. Faptul că există certuri și discuții vis-a-vis, mă rog, vis-a-vis nu este corect gramatical, despre faptul că unii dintre traineri pun pe tavă cursurile pentru tehnicieni, cursuri pe care alții poate ar câștiga bani. Aici treaba la fel este discutabilă. Părerea mea este că noi ca și traineri, indiferent de brand, indiferent de situație, trebuie să ajutăm atât cum putem și cum putem fiecare om, pentru că în primul rând, prin acest lucru, ne vom ajuta pe noi și mai mult decât atât, un trainer trebuie să lupte. Un trainer trebuie să fie omul care vă motivează pe voi și omul care vă ajută să ieșiți din impas, omul la care puteți să apelați, un om care stă drept în fața oricărei decizii. Dacă considerați că ați luat o decizie greșită, nu aveți altă variantă decât să mai luați o decizie. Astfel încât decizia de a fi închiși în casă pentru că nu ne aparține cine este impusă, este o decizie pe care noi trebuie să o respectăm, dar nu spune nimeni că este obligatoriu să mori de foame sau că este obligatoriu să te victimizezi sau că este obligatoriu să stai și să îți plângi de milă sau să intri în depresie. Eu, slavă Domnului, sunt destul de veselă, reușesc, sper să vă inspir și pe voi, să vă ridic și vouă moralul. Vă pup pe toți, vă mulțumesc frumos și bună seara încă o dată tuturor. Și haideți să începem cu prima soluție la care eu m-am gândit. Mi-ar plăcea ca voi să vă luați notiții, pentru că și eu mi-am luat și în momentul în care, dacă orașa este un trainer, trebuie să fie un lider. Ca să fii lider, trebuie să fii puternic și să lupți. Nu să plângi, nu să te smiorcăi, nu să te victimizezi, nu să pari slab, astfel încât din slăbiciunea ta să se inspire și alții. Alții trebuie să se inspire din forța pe care tu o transmiți. Bun, și atunci, una dintre soluțiile palpabile la care eu m-am gândit pentru voi, pentru cele care faceți unghii false, manicură tehnică, da, să vorbim frumos, ar fi să vorbiți cu clientele voastre, cele care vă sunt fidele, pentru că eu sunt sigură că în momentul în care voi ați început meseria aceasta, încă de la început, ați avut cliente care ușor, ușor v-au rămas fidele în an, poate nu au rămas tot timpul același, dar măcar o mână de cliente v-au rămas fidele, da? Le aveți de mai mult timp. Indiferent că voi lucrați de acasă sau că lucrați de la salon, sunt sigură că aceste persoane sunt cumva dependente de serviciul pe care voi îl prestați. După cum știți, să faci unghii false, respectiv manicură tehnică, este un lux, nu este pentru oricine, mă refer ca și client, da? Adică să-ți faci unghii false este un moft, nu este o manicură clasică pe care și-o permite oricine la un salon. Astfel încât persoanele care își permit să vină la voi lună de lună, sau poate chiar la 3 săptămâni, să-și facă diferite întrețineri și diferite modele, unghii mai scumpe și unghii mai ieftine, după caz, unghii cu diferite design-uri extravagante pe care să plătească sume mai mari, atunci acele persoane sunt sigură că își permit și vor fi și disponibile să vă susțină pe dumneavoastră și afacerea voastră în aceste momente de criză. Și cum se va întâmpla treaba asta? În momentul în care voi vorbiți cu ele și le cereți ajutorul, susținerea pentru perioada aceasta, ar fi, după părerea mea, una dintre soluții. Și cum puteți să faceți treaba asta? Propunându-le tot felul de lucruri, tot felul de cerințe. Spre exemplu, dacă voi nu puteți să lucrați practic, da? În perioada aceasta, asta nu înseamnă că nu puteți
să vindeți serviciul vostru pentru perioada care va urma. Este adevărat că noi nu putem să știm când anume va începe exact perioada în care o să fie ceva mai lejer cu noi și o să putem să mergem la muncă, o să putem să ne mișcăm prin oraș și așa mai departe. Dar măcar puteți să vă asigurați că pe perioada de carantină, prin chestia aceasta, prin ajutorul pe care vi-l dă clienta, afacerea voastră nu o să moară. Puteți să vorbiți cu ele să vă susțină în modul financiar, poate vânzându-le abonamente, da? E ca și cum nu-ți mai plătește clienta atunci când vine în fiecare lună, ci îi faci un abonament, bineînțeles, cu un preț redus, poate redus considerabil, și atunci clienta voastră ar putea să știe că poate acum nu poate fi ajutată neapărat exact pentru luna aceasta, în felul în care își dorește ea, dar măcar are asigurat timpul și locul pentru perioada care o să vină, pentru că trebuie să vă gândiți și la etapa următoare. Acum nu avem ce să lucrăm, dar când o să avem, o să fie prăpăd, pentru că toată lumea o să vină buluc. Toate clientele o să vină aproape deodată. De ce? Pentru că au rămas în urmă cu un serviciu pe care și-l doreau, un serviciu cu care erau obișnuite, un serviciu care, v-am zis, la noi aproape creează dependență. Da? Chiar dacă el este un serviciu de moft, este un serviciu care creează dependență. Clientele care vin și-și fac manicură tehnică sunt cliente, să zicem, care sunt mai comode sau cliente care sunt ocupate, ele vor fi ocupate și comode și după carantină. Bun. Următoarea, să zicem, soluție pe care eu am găsit-o ar fi să faceți grupuri private online, unde să discutați cu clientele voastre, cu toate la un loc. În momentul în care voi le îndemnați pe toate acestea la discuție, vor veni soluții din partea fiecăreia. Faptul că noi stăm închiși în casă și nu socializăm nu înseamnă vă pup tare tare. Fetelor, vă pup, mulțumesc! Dacă noi stăm în casă și nu socializăm, nu înseamnă că soluțiile vor veni singure. Soluțiile vin în momentul în care se adună la un loc mai multe minți clipitoare. Și atunci, credeți-mă, clientele care sunt disperate după soluții, ele sigur vor veni cu idei care să vă ajute și pe voi și pe ele. Asta nu înseamnă că soluția salvatoare este să mergem la cliente acasă, da? Atenție! Ci soluția salvatoare este să ne asigurăm locul și venitul necesar, măcar minim, pentru perioada următoare. Un alt lucru pe care puteți să-l faceți cu clientele voastre este să faceți antrenamente private cu clientele, pentru că cred că, de fapt sunt sigură, că printre clientele voastre sunt foarte multe, cum am și eu, care până să ajungă la voi au mai încercat singure sau poate din altă parte au mai prins câte o idee și au încercat singure să-și mai facă acasă o întreținere sau să-și dea măcar cu un finish pe suprafața unghiei, astfel încât până la perioada de întreținere să dureze puțin mai mult și să le reziste unghiile mai bine, da? Și atunci o altă sursă de venit pentru voi ar fi să faceți aceste traininguri private în care puteți să vă sfătuiți clientele cum ar putea să-și întrețină unghiile acasă, cele ce au deja materialele necesare, cele ce au încercat la un moment dat în viața lor, da? Această pasiune, au constatat că nu este pentru ele, nu le-a plăcut, nu s-au descurcat și așa mai departe. Vă dați seama că pentru o clientă să amâni 2-3 luni, poate chiar 4 luni o reîncărcare la unghii, nu este chiar așa o mare tragedie, pentru că cu tehnicile potrivite poți să faci acest lucru fără nicio problemă, da? Mai tragic este pentru noi și atunci noi trebuie să găsim soluția. De aceea îmi doresc și sper să vă inspire ca soluții respective să fie plătite și clienta voastră ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Poate în mod normal, să zicem când nu era această situație coronavirus, clientele voastre
primeau aceste sfaturi de la voi gratuit, da? Poate primeau sfaturi de oricare fel, cum să se îngrijească, cum să-și pilească unghiile, cum să-și curețe cuticula, cum să se dea culei și așa mai departe. Acum, pentru perioada de carantină, ar fi cazul să faceți lucrul ăsta pe sume foarte mici, dar plătite. De ce? Pentru că aceste sume trebuie să vă garanteze vouă un venit, poate micuț, dar măcar constant pe această perioadă. Da? Deci este o sumă doar pentru susținere. Astfel și ele își vor arăta recunoștința față de voi, pentru că i-ați fost alături și disponibilă atâția ani, la ora și în ziua în care și-a dorit clienta respectivă. Da? Și atunci, în momentul în care voi împărtășiți cu ele aceste informații și ele ar trebui să vă răsplătească prin recunoștință și prin plata fizică. Da? Bun. Următoarea soluție pe care am zis să o împărtășesc cu voi este să oferiți produse gratuit, produse de îngrijire, cum ar fi uleiuri pe cuticulă, cuticle remover, cum ar fi produse pentru îngrijirea pielii, pile și așa mai departe, produse de care clientele voastre au nevoie. În momentul în care voi le oferiți aceste lucruri, ele cumva vor înțelege că sunteți dispuse să le ajutați și ele la rândul lor ar trebui să vă ajute financiar. Da? Apoi, puteți să vindeți clientelor voastre produse de îngrijire personală. Cred că ați observat că sunt foarte, nu chiar foarte multe, dar sunt destul de multe persoane, chiar traineri, care vând printre produsele de unghii false și produse de îngrijire personală, adică creme de corp, creme pentru întreținerea călcâielor, a picioarelor, pentru mâini, pentru problemele de la nivelul pielii, la nivelul mâinii și așa mai departe. Și atunci puteți, ca o soluție, măcar pentru perioada aceasta, chiar dacă poate în mod normal nu faceți lucrul ăsta, pentru perioada aceasta să vorbiți cu acei distribuitori, să vă facă un preț redus ca să puteți să vindeți și voi produse și cu banii aceia să vă întrețineți pentru perioada care urmează. Da? Unul dintre celelalte soluții la care m-am gândit este să faceți tombole pentru clientele voastre. Mai ales trainerii, da? Trainerii sunt obișnuiți să facă tombole pentru a-și atrage cursantele la cursuri, da? Și atunci voi puteți să faceți o tombolă pentru clientele pe care le aveți deja sau tombole pentru viitoarele cliente. Adică, dacă îmi doresc să fac o tombolă pentru clientele pe care le am, aș putea să le propun ceva de genul că cine își cumpără un abonament de X ședințe derulate pe Y luni, va face parte la care pun la bătaie produse, servicii, un alt abonament gratuit sau și așa mai departe. Da? O promovare în detaliu prin oferte de produse sau servicii gratuite care v-ar face pe voi să vă plătească clientele anticipat abonamente pe care voi le veți îndeplini după ce se va termina carantina, abonamente care însă vă vor ține pe linia de plutire în perioada de carantină. Apoi, tombola cu privire la noile cliente, da? Cred că ar trebui, părerea mea, cred că ar trebui să fie diferite pentru că pentru clientele pe care deja le aveți, aveți anumite servicii, poate pentru unele dintre ele aveți reduceri, poate pentru unele vă trebuiesc anumiți timpi de lucru, pentru altele vă trebuiesc anumite produse și așa mai departe. Pentru clientele noi puteți să oferiți altfel de pachete, da? Există varianta ca în perioada următoare foarte multe dintre cliente să renunțe. Bună seara, bună seara tuturor dragilor! Foarte multe dintre cliente să renunțe la servicii pentru că vor rămâne fără unghii, da?
Și atunci, o anumită perioadă, vor sta cu ele goale, să se aerisească sau, să zicem, să se refacă placa unghială și așa mai departe. Să mai respire unghia și cum mai dorește fiecare, da? Dacă aceste cliente nu vor veni din prima la dumneavoastră, trebuie să aveți grijă ca în perioada imediat următoare, după ce ieșim din criză, să avem cliente. Și atunci trebuie să vă luați ca și măsură de precauție și partea în care trebuia să avem o mână de cliente pe care să ne bazăm. Aici treaba e relativă în funcție de cum vă înțelegeți cu clientele, cum vă apreciază, cum nu vă apreciază, cum vă susțin, cum nu vă susțin. Și apoi partea de rezervă în care eu trebuie să-mi fac alte cliente pentru perioada ce urmează. Pentru că nu se știe cine rămâne alături de mine, cine mă poate susține, cine își dorește, dar nu poate să mă susțină, cine poate fizic să mă susțină, cine mă ajută, cum pot clientele noastre să ne ajute și așa mai departe. Și atunci noi trebuie tot timpul să ne gândim la variante de rezervă. Bun. Mai puteți să mai faceți, bineînțeles, ședințele online în care puteți să explicați clientelor voastre cum să își îngrijească unghiuțele, cum să aibă grijă de ele până la întreținere, cum să le pilească cu ce fel de pilă și așa mai departe, da? Cum puteți să le învățați cum să și le dea jos eventual, da? Și atunci toată lumea să profite de perioada aceasta ca să ia acea pauză de 3, cel puțin 4 luni până la refacerea în totalitate a plăcii unghiale, da? Și atunci, la fel, este un moment în care voi puteți să le explicați beneficiile și avantajele acestei acestei pauze, dar cumva să vă întoarcerea lor pentru perioada care urmează. Ați mai putea, ca și varianta ajutătoare, să vorbiți, în cazul în care sunteți într-un spațiu, să vorbiți cu proprietarul respectiv, să cereți ca o perioadă de grațiere reducerea prețului pentru spațiul respectiv. În cazul în care sunteți cu chiria la scaun, da? Pentru cei care au saloane de frizerie, de cosmetică, asta e valabil numai pentru noi și pentru celelalte ramuri din domeniul beauty, da? Puteți fără nicio problemă să vorbiți și acolo, să vă facă o reducere sau poate stoparea plății pe această perioadă, da? Pentru că este clar că nici proprietarul respectiv nu își dorește să vă piardă ca și client pentru perioada care urmează definitiv, da? Și își dorește poate să meargă puțin în pierdere pe această perioadă, dar să vă reveniți pe perioada care urmează și să reluați programul. Sau, mă rog, pentru perioada cât o să urmeze criza ce se preconizează, să aveți un preț redus pentru scaunul sau pentru chiria pe care o plătiți. Pentru că va fi mai bine ca proprietarul să vă aibă în chirie decât să nu aibă deloc sau să nu aibă pe nimeni. Și atunci, în perioada ce va urma, toată lumea va dori să vândă și toată lumea va dori să cumpere. Doar că din ambele părți trebuie să fie redus. Și atunci noi trebuie să cerem reduceri peste tot ca să fim siguri că putem să oferim un serviciu la fel redus, un serviciu de care să putem să ne bucurăm și după ce trecem de coronavirus și intrăm în criză. Bun. Ce mi-am mai notat aici? Altă problemă. Ieșiți din depresie. Dacă mă întrebați pe mine, personal, depresia aceasta este indusă de noi, de nesiguranța noastră, de problemele pe care le avem și ne urmăresc, indiferent de domeniul în care activăm. Ați putea, bineînțeles, ca pentru viitor să considerați această întâmplare, să zicem, o lecție și poate să fim un pic mai precauți, astfel încât pentru perioada următoare să vă faceți economii din ce puteți,
pentru zile și mai negre, poate să zicem, după ce am ieșit din, din această criză economică și toate lucrurile se întorc pe făgașul normal, va trebui să vă gândiți la o structură mai bună pentru afacerea voastră, indiferent că lucrați de acasă sau indiferent că lucrați de la salon, astfel încât investițiile pe care le faceți să le faceți gândite, asumate, dar în momentul în care aveți cumva un backup, indiferent cât este el de mic sau de mare, să știți că este foarte important pentru moralul vostru să vă știți sigure. Și ca să vă știți sigure, trebuie să fiți sigure. Am auzit foarte multe discuții cum că este foarte greu pentru persoanele care au lucrat acasă, pentru că nu le ajută statul. Așa este, dar persoanele care au lucrat acasă nu plătesc chirii foarte mari la saloane, nu plătesc taxe și impozite și atunci, practic, nivelul de cheltuială scade. Ei nu trebuie să-și facă griji atât de mari în comparație cu cei care lucrează la saloane. Sunt dezavantaje în orice ramură, indiferent de domeniu, indiferent de ramura pe care activează fiecare, indiferent dacă este pe unghii false, pe gene false, pe păr, pe cosmetică și așa mai departe. La fel, pachetele promoționale pe care puteți să le faceți, puteți să le faceți gândindu-vă mai ales pentru cei care faceți și păr, și gene, și alte ramuri, da? Puteți să vă faceți un pachet pentru clienta voastră în care să-i spuneți, uitați, eu pot să vă ofer un pachet de 3 servicii pentru 3 luni de acum încolo la prețul avantajos de, așa, cu condiția să mi-l plătiți în perioada aceasta, în luna aceasta sau luna următoare pentru alte cliente. Mai scot un alt pachet cu alte promoții și alte avantaje, da? Gândiți-vă la soluții. Pentru că soluțiile sunt la orice pas, nimănui nu este ușor, tuturor le este greu, chiar și celor care au bănuți strânși la saltea. Diferența este că unii dintre noi suntem mai prăpăstioși, adevărat, Dana, adevărat, alții mai puțin prăpăstioși. Important este ca voi să vă inspirați din sfaturile și povățuirile persoanelor care sunt mai vesele, mai puternice, cu moralul ridicat. Nu mai stați să pierdeți vremea, chiar dacă avem vreme, slavă Domnului, acum o grămadă, dar mai degrabă o folosiți în mod constructiv. Nu stați să pierdeți vremea pe lamentări și căutarea scuzelor, pentru că ele nu există. Noi, ca și popor, românii, suntem un popor destul de bătăios, destul de luptător. Eu îmi doresc foarte tare ca prin tot ceea ce am făcut și prin pozitivitatea pe care vă o transmit să vă inspir în sensul ăsta, pentru că noi trebuie să fim luptători până la capăt, indiferent de soluții. Deocamdată suntem bine, da? Și nu trebuie să ne plângem, pentru că ferească Dumnezeu de mai rău, capul sus, scoateți ochii din știri, poate ar fi mai drăguț să vă canalizați energia pe alte activități, chiar și cele care să vă scoată din domeniu, da? Adică, ce știu eu, nu știu, spre exemplu, eu pe perioada aceasta am o grămadă de lucru. De ce? Pentru că sunt rămasă în urmă cu treburile pe care le aveam de făcut la nivel de promovare, la nivel de cursuri online, la nivel de cursuri, săracele mele fete care au făcut cursuri cu mine în ultimul an, n-au auzit nimeni de ele, nu știe nimeni de ele, pentru că eu nu am avut timp să le promovez și atunci, slavă Domnului, mă bucur de timpul pe care l-am și mi-am făcut o listă cu ceea ce trebuie să fac pe perioada următoare, mi-am planificat perioada următoare și mă bucur de timpul suplimentar pe care l-am ca să pot să-mi fac
treburile și toată lumea ar trebui să facă același lucru. Dacă aveți de recuperat tehnici pe care le-ați învățat la cursuri și n-ați avut timp să le experimentați, să le exersați, să le descoperiți, îndeamănuntul este momentul să o facem. Dacă vreți să vizualizați cursuri la care poate ați plătit și n-ați avut timp să vă uitați sau la care ați dorit să ajungeți și n-ați ajuns, nu-i nicio problemă, situația ne obligă pe toți să ne mutăm în online. Știți că eu nu sunt de acord cu treaba asta, dar ce să-i faci, ne adaptăm, da? Și atunci va exista soluție pozitivă și de inspirație pentru fiecare dintre noi. Important este ca voi să vă căutați inspirația, nu scuzele și lucrurile negative care oricum ne înconjoară. Adică și măcar nu este obligatoriu să ne uităm undeva, pentru că ele sunt peste noi, prin tot ceea ce se întâmplă. Nu este suplimentar să le căutăm și noi mai mult decât se întâmplă ele deja, da? Așa, căutați lucrurile pozitive, căutați să vă inspirați din orice, puteți să vă inspirați pentru modele de unghii, să vă pregătiți modele de unghii pe care să le aveți în prezentare pentru etapa care urmează sau pentru cursurile voastre, da? Pentru cei care doresc să... Da? Important este să fim pe pozitiv. Acum, mi-ar plăcea foarte, foarte tare să văd ce mi-ați scris. Gata cu sfaturile mele, acum o să văd la voi ce mi-ați scris, poate reușim să discutăm un pic. Un trainer trebuie să fie un lider, foarte adevărat, Coralia. Dacă aveți cumva idei despre soluții pentru perioada care urmează, mi-ar plăcea foarte, foarte tare să le împărtășim cu toții, pentru că acest live va trebui să fie vizionat de mai mulți tehnicieni și mai mulți traineri. La mine cine a anulat a zis clar că ne vedem după ce se limpezesc apele. În general sunt cu un client, sunt cliente cu copii mici. Corect. Dar aceste cliente pe perioada care urmează ar putea să ne susțină. Da? Important este pentru voi și pentru ele ce servicii puteți să îi oferiți pentru această perioadă care urmează și cum pot ele să vă susțină. Să știți că până la urmă cei mai buni traineri sunteți chiar voi, aceia care găsiți soluțiile. Da? Nu-i ca și cum dacă eu v-am spus acum un sfat pe care l-am considerat eu a fi bun, că așa se va întâmpla. Trebuie să vă adaptați în funcție de piața pe care o aveți, de clientele pe care le aveți, da? Și cum puteți fiecare să le serviți într-un fel sau altul. Da? Pentru fetele care lucrau de acasă, la fel sunt dintre sfaturile pe care vi le-am spus, unele utile, altele nu, depinde de situație. Dar asta nu înseamnă că nu putem să găsim și alte soluții. O să fim ca pasărea Phoenix, ne ridicăm din cenușă orice ar fi. Așa este, Suzy, o să ne ridicăm, nu avem cum să fie altfel, pentru că noi suntem luptători. Eu abia acum mi-am luat un curs de croitorie, abia aștept să-mi fac rochiță. Bravo, Monica! Sunt sigură că o să-ți ridice maxim moralul. Bravo! Ok. Ați rămas mai puțin și mai mult decât atât. Nimeni nu vrea să-și împărtășească cu mine niciuna dintre păreri sau niciuna dintre soluții. Așa că eu o să vă las. Sper din tot sufletul să vă fi fost de ajutor informațiile. În continuare, o să mă pregătesc pentru etapa următoare, în care o să îmi înregistrez niște cursuri online, în sfârșit. Pentru unii sau pentru alții. Pentru mine nu știu dacă e neapărat în sfârșit. Găsiți-vă soluții ajutătoare,
susțineți-vă una pe alta. Soluțiile nu stau tot timpul în a primi ceva gratuit, ci a primi ceva cu răsplată. Soluțiile stau în voi și în noi susținându-ne cum putem unii pe alții. În cazul în care știți că aveți cunoștințe din domeniu cu care sunteți prieteni, să nu vă fie rușine să apelați unii la alții. Știți că noi în perioada aceasta încercăm să ne susținem, dar realitatea este că în România încă sunt probleme cu comunicarea între trainer. Dacă mă întrebați pe mine, ar fi trebuit să existe o susținere între trainer, o discuție între trainer vis-a-vis de toate aceste probleme, să se găsească mai multe soluții, poate mai concrete și mai bune decât cele pe care vi le-am dat eu. Și atunci aceste soluții să meargă către toată comunitatea beauty sau toată comunitatea unghiilor false. Dacă nu se întâmplă acest lucru, cred că ați observat că fiecare în felul lui încearcă cumva să ajute domeniul cum poate, cum găsește de cuvință că este mai corect și mai omenesc, cum găsește de cuvință că este mai normal. Eu cred că aceste sfaturi sunt mult mai benefice decât orice este la ora aceasta prezentat. Sper din tot sufletul să le puneți în practică, să le dezvoltați, să dezvoltați și alte idei mult mai interesante și să le împărtășiți cu toți ceilalți pentru a ne ajuta în final unii pe alții. Nu am nicio soluție, dar îți mulțumesc pentru ceea ce ai spus. Draga mea, unghii false, Ani, ți-am prezentat 11 soluții în seara asta. Sigur, măcar una dintre ele îți va fi de ajutor. Dacă nu și nu, putem să vorbim în privat. Cine știe, știind cazul tău în mod particular, cu toate detaliile, poate putem să înțelegem de ce nu ai nicio soluție sau care ar fi soluția specială pentru cazul tău. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și v-am pupat! Pa, pa! Și acum, cum se închide treaba asta? Vă pup... stați așa că am primit ceva. Eu spun că fetele să exerseze ceea ce primesc acum ca informații și să-și aștepte clientele mei cu lucru, să-și aștepte clientele cu lucruri noi în vremurile noi. Și asta este o variantă, dar nu-i pentru toată lumea, că nu toată lumea are ceva bănuț pus la saltea pentru perioada care urmează. Cora, draga mea Cora. E minunat că există persoane care să ne împărtășească tuturor ideile lui personale prin care ne putem ajuta. Mulțumim, așa este, doar că și eu aștept în schimb de la voi ceva. Dacă v-am împărtășit lucrurile acestea, vi le-am împărtășit pentru că îmi doresc să văd de la voi mobilizare. Îmi doresc să văd în continuare ce soluție a găsit fiecare și să se laude pe platformele social media cu ce soluție a găsit și ce bine îi merge. Îmi doresc să nu mai văd postări tragice, îmi doresc să nu mai văd persoane în depresie, persoane supărate, persoane terorizate de ce urmează să se întâmple. Îmi doresc să văd pozitivitate și luptă. Da? Deci asta aștept în schimbul acestor idei pe care vi le-am împărtășit. Bună fetelor pupici, dor de tine, madam, te pup, Alinușa, sper din suflet că ești bine, știu că tu nu erai bine, Doamne, of. Să-și păstreze modelele ca să le facă poftă clientelor, spune Cora. Așa este, da? Să vă păstrați modelele. Pentru că o să urmeze o perioadă, mai ales pentru cele care ați format un sistem ce le garantează clientelor voastre continuitate,
sigur, în momentul în care o să reluați activitate, o să fiți bubuite, pentru că fetelor, clientele noastre sunt dependente de serviciile noastre. Și în momentul în care se vor întoarce, vor face tot posibilul să ajungă la noi. Te pup, Bibi, mulțumesc pentru încurajări, capul sus, că vă mănânc! Mulțumim pentru sfaturile bune, cu siguranță se găsește pentru fiecare o soluție din tot ceea ce ne-ai împărtășit, pupici, mulți de departe. Vă pup și vă îmbrățișez, dragele mele. Sper din tot sufletul să ne auzim cu bine. V-am pupat. Pa, pa!